În Comuna Ninoasa au loc lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe 5 străzi din satul Viforâta. Este vorba despre fundătura Dr. Petrescu, străzile Cișmea, Alea Sinaia, Solarino și Stânjeneilor. Proiectul este finanțat din bugetul local. Deși suntem încă într-o perioadă în care așteptăm deschiderea unor linii de finanțare pe care să putem aplica proiectele pe care le-am pregătit pentru Comuna Ninoasa, continuăm să lucrăm, așa cum puteți vedea și în spatele meu. Vorbim despre un proiect de extindere a rețelei de canalizare în satele Ninoasa și Viforâta, pe străzi unde nu reușisem să aducem canalizarea până în prezent. E vorba de un proiect 100% realizat din bugetul propriu, care vizează intervenția pe un număr de 5 străzi. Deja am depășit procentual 30% din lucrare și sperăm că ca în 2 luni să și finalizăm acest proiect. Totodată suntem în faza de licitație a proiectului din asocierea cu Consiliul Județean, care vizează asfaltarea un număr de 5 străzi în satul Săteni. Așteptăm cu nerăbdare să se termine și procedura conform legii și să începem efectiv lucrările și pe aceste străzi. Nu ne oprim aici. În prezent, alături de colegii mei, am contractat deja pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic care vizează de asemenea un număr mai mare de străzi pentru asfaltare. Vorbesc de aproape toate străzile din satul Săteni, Popa Marin, Ion Petrescu, Suseni, strada Valea Mare din Ninoasa, strada Mihai Eminescu din Viforâta, unde e nevoie să turnăm covor asfaltic, unde e nevoie să construim șanțuri pluviale pentru prevenirea inundațiilor. Este în faza de SF și PT, urmând să identificăm și sursa de finanțare. Suntem preocupați permanent de realizarea obiectivelor pe care ni le-am propus încă de la începutul mandatului și de care oamenii au cu adevărat nevoie. Suntem pe teren, deși uneori sunt foarte multe lucruri care nu țin direct de noi, de dorința noastră, de capacitatea administrației publice locale, dar privim cu speranță și către nivelul superior ierarhic, ca să spunem așa, către Compania Națională de Investiții, unde avem depuse mai multe proiecte, marea majoritate dintre ele fiind deja incluse în lista de sinteză. Fac un apel și către cetățenii comunei noastre, mulțumindu-le totodată pentru încrederea pe care o au în mine, pentru încrederea pe care o au în noi. Mi-aș dori foarte mult ca cetățenii comunei noastre să trateze cu înțelegere și cu puțină răbdare toată această perioadă, pentru că, bineînțeles, acolo unde intervenim și unde lucrăm, se creează și disconfort, se creează și restricții de circulație, dar cu toate astea vom trece pas cu pas peste fiecare problemă și vom reuși să realizăm toate aceste proiecte.